Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Brăila face parte din structura Centrului Regional Antidrog Galați și a îndeplinit liniile de activitate referitoare la reducerea cererii de droguri, reducerea ofertei, precum și evaluarea locală a fenomenului stupefiantelor. După ce a intrat în vigoare noul cod penal, Agenția Națională Antidrog, în baza ordonanțelor care sunt emise de către procurori, după începerea urmăririi penale, realizează evaluarea consumatorilor de droguri în scopul includerii în programul individualizat de asistență. Într-o prezentare a raportului de activitate pe anul precedent, Olga Condrat, coordonatoarea Centrului Antidrog la nivelul județului Brăila, a arătat că regiunea de sud-est este cea mai afectată de consumul de droguri periculoase. Dacă elevii din școala gimnazială sunt tentați să încerce tutunul și alcoolul, liceenii încep să consume etnobotanice. Dacă luăm în calcul analiza urgențelor medicale la nivelul județului ca urmare a consumului de droguri, Brăila este poziționată în zona de risc mediu, cu o pondere între 1 și 4,9%. După studiile efectuate în domeniu, cea mai predispusă populație la consum este populația adolescentină, motiv pentru care majoritatea proiectelor sunt îndreptate către acest grup de populație. Reducerea cererii de droguri a fost realizată prin consolidarea Sistemului Național Integrat de Prevenire și Asistență. Mai multe programe și proiecte au fost implementate în școală, familie și comunitate, prin care s-au făcut cunoscute efectele nocive ale stupefiantelor. Mai mult, consumatorii de droguri au primit asistență specializată și s-a încercat reintegrarea lor în societate.